Și în aceeași casă. I've been to this country a number of times, I don't know how many times. A fost în țara noastră de multe ori, nu mai aduc aminte de câte ori. Always for one purpose. Întotdeauna cu un singur scop. To share the word of God with as many people as possible. Un singur scop, să împart cuvântul lui Dumnezeu cu cât mai mulți oameni cu putință. And also to speak about the things which God has promised and done in our time. Și de asemenea să spun oamenilor ceea ce a promis Dumnezeu și a făcut în timpul nostru. Most of the preachers speak of what God did in the days of Abraham with Moses. Foarte mulți predicatori vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul lui Avram și Moise. Or they even speak about what happened in the days of Jesus and the apostles. Sau vorbesc despre ce a făcut Dumnezeu pe vremea lui Isus și a apostolilor. But they don't know what God has done in our generation. Dar ei nu știu ce a făcut Dumnezeu în generația noastră. And this is the actual way for God to reveal himself to his people. De fapt, acesta este modul în care Dumnezeu se descoperă copiilor săi. To fulfill the promises in their day and time. Împlinind făgăduințele în timpul și în vremea în timpul vieții lor. And especially if we think about the two comings of the Lord. Și în special dacă ne gândim la cele două veniri ale Domnului. There were promises for the first coming of Jesus Christ. Au fost făgăduințe pentru prima venire a lui Isus Hristos. Which were all fulfilled then. Care toate s-au împlinit atunci. And we do have many promises connected to the second coming of Christ. Dar sunt multe făgăduințe legate de a doua venire a lui Hristos. Which are now being fulfilled. Care se împlinesc acum. And if God speaks to his people, he speaks in the present tense. Și dacă Dumnezeu vorbește poporului său, vorbește la timpul prezent. God is not the I was or the I will be. Dumnezeu nu este am fost sau voi fi. He is always the I am. El este întotdeauna eu sunt. Always saying and repeating what we need in the hour we are living in. Întotdeauna spunând și descoperind ceea ce se întâmplă și avem nevoie când noi suntem în viață, în timpul vieții noastre. I'm in the ministry for many, many years. Sunt în slujbă de mulți ani. For over 40 years. De mai mult de 40 de ani. And I read the Bible with my heart and with my soul and with my eyes and with everything that I am. Citesc, am citit Biblia cu inima, cu sufletul, cu ochii, cu tot ceea ce sunt, toată ființa mea. There was something in my life from the days that I can remember. A fost ceva în viața mea de când, din copilărie, de când pot să-mi amintesc. Which gave me the interest to read the scriptures, I don't know why. Era ceva în mine care mi-a dat, mă făcea să mă intereseze Scriptura, nu pot spune de ce. Eu nu știu. My father was a lay preacher. Tatăl meu a fost un predicator. And my mother was a woman like the Bible describes. Iar mama mea a fost o soție așa cum descrie Biblia. And in our family the Bible was always on the table. Și în familia noastră Biblia era mereu deschisă pe masă. It was only taken from the table to have the meal. Era luată de pe masă numai atunci când servea masa. After the meal, the Bible was back on the table. Imediat după ce se termina masa, Biblia era repusă pe masă. Day and night. Zi și noapte. And we as children, as soon as we could read, și noi ca și copii, de îndată ce puteam citi, we had to take turns, one after the other, to read always two verses, and then the next person. Și trebuia să citim pe rând câte două versete. And also when brethren came into our home, de asemenea când frați veneau în casa noastră, we're discussing about Bible happenings and scripture passages, și discutau despre pasaje din Scriptură și întâmplări din Scriptură, I was always listening very carefully. Ascultam întotdeauna cu mare atenție. And then I thought, who is right? Și totdeauna mă întrebam, cine are dreptate? This one said like this, and this one said like that. Unul zice așa, unul zice așa. And then I went to myself. Iar apoi mă intram în mine însumi. And I took the Bible and I read the scripture. Luam Biblia și citeam în ea.
to find out what is the real truth, not what they said, but what God said. Vreau să știu care este adevărul și aflam că este adevărul nu ceea ce spunea unul sau altul, ci ceea ce spunea Dumnezeu în cuvântul lui. But especially when I had my personal experiences with the Lord, dar de când am avut experiențele personale cu Domnul, I had even a deeper longing to know God and His Word. De atunci am o dorință și mai mare de a cunoaște pe Dumnezeu și cuvântul lui. I could name the year and the time of these experiences. Aș putea numi anul și ziua când am avut aceste experiențe. But the most and special one for the turning point in my life, dar cea mai deosebită, cea care a fost un punct de întoarcere în viața mea, was in 1955. A fost în 1955. When Brother Branham came to Germany. Când fratele Branham a venit în Germania, and there were great meetings arranged, au fost aranjate mari întâlniri, always near 20,000 people, less than more. În jur de 20,000 de persoane erau prezente. And it was the first time in my life that I experienced what the Bible says. A fost pentru prima dată în viața mea când am experimentat ceea ce scrie în Biblie. When I read the four Gospels, când am citit cele patru Evanghelii, the Book of Acts, Cartea Faptelor, the New Testament as a whole, întregul Nou Testament, then I find many, many things recorded. Am văzut multe lucruri înscrise acolo, registrate. But in 1955, dar în 1955, I saw what is recorded in this book with my eyes to take place. Am văzut cu ochii mei cum se întâmplau acele lucruri care erau scrise în Biblie. I can never tell you what I felt in these meetings. N-aș putea să vă spun, să vă explic cum am simțit în aceste întâlniri. Brother Branham was a very humble man. Fratele Branham a fost un om smerit. Even his enemies who did not believe the message he preached, chiar și dușmanii care nu credeau mesajul pe care îl predica el, they said, this man is the closest to Jesus Christ of anyone living on the face of the earth. Deci acești dușmani spuneau, acest om este mai aproape de Dumnezeu decât orice om care trăiește pe fața pământului. It was in his heart and in his life. Era acest lucru în inima lui și în viața lui. He was not only speaking about the word, he lived the word. El nu numai vorbea despre cuvânt, dar el trăia cuvântul. He was not only preaching Jesus Christ. El nu numai predica pe Iisus Hristos. He was living Jesus Christ. El trăia pe Iisus Hristos. He did not only request that people should believe. El nu numai cerea oamenilor să creadă, but he believed himself. Dar el însuși credea. And his favorite words or scriptural verses were these. Și versetele lui favorite erau acestea. John chapter 14 verse 12. Ioan 14, 12. Where Jesus said, the works that I do will you do also. Unde Iisus a spus, lucrările pe care le fac eu le veți face și voi. I know that's written in the Bible. Eu știu, este scris în Biblie. Jesus himself said it. Iisus însuși a spus-o. But I had not the courage to put my faith on that word. Dar eu nu pot pune picioarele și să practic acest verset. Also, as the Bible says in Hebrews chapter 8, verse 13, și la fel cum spune Biblia în Evrei 13:8, that Jesus Christ is the same. Că Iisus Hristos este același. Yesterday, today and forever. Ieri, astăzi și în veci. I preached it. Eu l-am predicat. And many others did as well. Și alții l-au predicat. But there was one man. Dar a fost un om. Who said, if he is the same. Și el a spus, dacă el este același. He has to do the same he did before. El trebuie să facă același lucru pe care le-a făcut înainte. Amen. And he took God and his word. Și el a luat pe Dumnezeu pe cuvântul lui. And I'm a witness of this ministry and of what God has done. Și eu sunt un martor al acestei slujbe și la ceea ce a făcut Dumnezeu. Not only in Europe, but also in the United States of America. Nu numai în Europa, ci și în Statele Unite ale Americii.
I've been in many of Brother Branham's meetings. Am fost în multe din adunările fratelui Branham. I heard hundreds of his sermons. Am auzit sute din predicile lui. So I'm not only acquainted with the Lord Jesus Christ. Deci, și eu nu sunt numai familiarizat cu Domnul nostru Iisus Hristos. As my personal Savior, as my Lord. Ca Mântuitorul meu personal, ca Domnul meu. Not only acquainted with the Word of God in a general way. Nu sunt familiarizat cu Cuvântul lui Dumnezeu doar în general. But by the grace of God, I'm acquainted with the promises for this day. Dar prin harul lui Dumnezeu sunt familiarizat cu făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp. And also with the ministry God gave in our generation. Și de asemenea cu slujba pe care Dumnezeu ne-a dat-o în generația noastră. But these things come by divine revelation. Dar aceste lucruri vin prin descoperire divină. Amen. You cannot teach them to others. Nu poți să-i înveți pe alții. It must be revealed to you personally. Trebuie să se descopere în mod personal. Then, if you read the Old Testament, apoi dacă citești Vechiul Testament, the promises for the first and the second coming are always together. Făgăduințele pentru prima și a doua venire sunt totdeauna împreună. That's why the Jews expected the Messiah to reign over the enemies and over the nations. De aceea farisei au așteptat la prima venire ca Mesia să domnească peste națiuni. They were not thinking that he should come and suffer and die. Ei nu se gândeau că el va veni, va suferi și va muri. Because the Bible had said, pentru că Biblia a spus, in Zechariah chapter 9 verse 9, în Zaharia 9:9, behold, daughter of Zion, thy king comes to thee. Iată, Sione, fica Sionului, împăratul tău vine la tine. Împăratul tău vine la tine. And a king comes to rule, to reign. Și un împărat vine ca să domnească, ca să. Even the disciples asked Jesus. Chiar și ucenicii l-au întrebat pe Iisus. Are you going to establish your kingdom at this time? Ai de gând să așezi împărăția în acest timp? They could not understand. Ei nu puteau înțelege. That between the suffering and the kingdom would be a period of 2000 years. Ei nu puteau concepe că între suferință și așezarea împărăției există un spațiu de 2000 de ani. I could show you over 30 places in the Bible. Vă pot arăta cel puțin 30 de locuri din Scriptură. Where the promises for the first and the second coming are just together. Unde aceasta despre prima venire și a doua venire sunt puse împreună, uneori același pasaj, același verset. Now even to the promise that God will send Elijah the prophet. Chiar și pasajul în care spune că Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie. If you take the promise from the Old Testament, dacă iei păgăduința din Vechiul Testament, from Malachi chapter 4, din Maleachi, it says he will come before the great and dreadful day of the Lord. Că el va veni înaintea zilei mari și fricoșate. And he will turn the hearts of the fathers to the children. Și va întoarce inima părinților la copii. And the second part, he will turn the hearts of the children back to the fathers. Și în același verset spune că va întoarce inima copiilor la părinți. Hebrews chapter 1, the Bible says, în Evrei 1, Biblia spune, that God had spoken to the fathers by the prophets. Se spune că Dumnezeu a vorbit părinților noștri prin proroci. But in the last days he spoke by his son Christ Jesus. Dar în zilele din urmă a vorbit prin Fiul Său, Iisus Hristos. In Christ God gave the answer. În Hristos Dumnezeu a dat răspunsul. But coming to this one point, dar revenind la acest punct, in Luke chapter 1, în Luca capitolul 1, from 17 to 18, la 17 la 18, when the angel spoke to Zechariah, când îngerul a vorbit lui Zaharia, he mentioned the first part of the promise in Malachi. A amintit prima parte a versetului din Maleachi 4:5. He would turn the hearts of the fathers to the children and to prepare a people for the Lord. El va întoarce inima părinților la copii ca să pregătească Domnului un noroc. Not the second part, only the first part. El a amintit numai prima parte din Maleachi 4. Therefore, he was also called Elijah. De aceea el a fost numit de asemenea Ilie. But one part was then fulfilled, the other was not fulfilled.
Pe prima parte s-a împlinit atunci, a doua parte se împlinește acum. At that time, the hearts of the Old Testament believers were turned to the New Testament children. În acel timp, inima credincioșilor vechi testamentari era întoarsă la credința Noului Testament. Now the hearts of the children of God are turned to the apostolic fathers from the beginning. Acum inima copiilor lui Dumnezeu de acum este întoarsă la credința părinților noștri apostoli. Amen. You know, I am so glad for one thing. Eu sunt atât de bucuros pentru un lucru. Now we know what is left for us. Noi știm acum ce a mai rămas pentru noi. At the first coming of Jesus Christ, la prima venire a lui Iisus Hristos, it was very hard to distinguish what will be here and what will be later. Era foarte greu de distins între ceea ce va avea loc atunci și ceea ce va fi mai târziu. But now, for us, if God helps us, it's easy. Dar acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, este ușor. Because all that was not fulfilled must be fulfilled now. Pentru că ceea ce nu s-a împlinit trebuie să se întâmple acum. So, in this way, we are a blessed generation. Dacă gândim în felul acesta, noi suntem o generație binecuvântată. I think everybody understands that. Cred că fiecare înțelege. I just wanted to let you know in a small meeting like this. Aș vrea să știți, într-o zare mică ca aceasta, that the word of God has always come to the promise. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna vine la proroci. Not to the priests, not to the scribes. Nu la farisei și la cărturari. Always to the prophets. Întotdeauna la proroci. If you go through all the Old Testament, dacă mergi prin întregul Vechi Testament, then the word of the Lord came to Isaiah or to the prophets, you know? Peste tot găsim această formulare. Cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia. Cuvântul Domnului a vorbit prorocului Cutare. Abraham was a prophet. Abraham a fost un proroc. Moses was a prophet. Moise a fost un proroc. Elijah was a prophet. Ilie a fost un proroc. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, again, they were all prophets. Isaia, Jeremie, Ezekiel, toți au fost proroci. And prophets are in contact with God. Și prorocii sunt în contact cu Dumnezeu. We cannot explain this. Noi nu putem explica aceasta. But like for instance the prophet Ezekiel. Dar să luăm, de exemplu, pe prorocul Ezechiel. He stood with two feet on earth. El stătea cu ambele picioare pe pământ. But he saw heaven open. Dar el a văzut cerul deschis. He saw the Lord on the throne. El a văzut pe Domnul pe tron. In chapter 1 from verse 26 he describes him. În capitolul 1 începând cu versetul 26 îl descrie. He describes him from top to bottom. Îl descrie din cap până în picioare. With two feet on earth, fiind cu picioarele pe pământ, in the spirit he was taken up before the throne of God. În Duhul el a fost luat înaintea tronului lui Dumnezeu. It was the same with John on the Isle of Patmos. A fost același lucru cu Ioan pe insula Patmos. In Revelation chapter 4. În Apocalipsa capitolul 4. He heard a voice, come up here. El a auzit o voce care a spus, vino aici, sau urcă aici. He was still on the Isle of Patmos. El cu picioarele era încă pe insula Patmos. But in the spirit he was taken up before the throne. Dar în Duhul a fost luat înaintea tronului lui Dumnezeu. He saw one on the throne. El a văzut pe unul pe tron. He saw the heavenly host around him who is on the throne. A văzut oștirea cerească care era în jurul tronului. He heard, holy, holy is the Lord God. El a auzit cuvintele, sfânt, sfânt este Domnul. What I want to say is this. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. That true prophets of God had a direct ministry being connected with heaven. Că adevărații proroci au fost în legătură directă cu Dumnezeu, având o legătură directă cu El. They did not close their eyes and meditate. Ei nu închideau ochii și doar meditau. They opened their eyes and looked into the heavens. Ei aveau ochii deschiși și priveau în ceruri. Even Paul writes in 2 Corinthians chapter 12. Chiar și Pavel vorbește în 2 Corinteni 12. That he was taken up into paradise, into the third heaven.
El a fost ridicat în ceruri în al treilea cer. And he heard things which he cannot relate. Și a auzit lucruri pe care nu le poate spune. In the same way it was with Brother Branham. În același fel s-a întâmplat cu fratele Branham. Just like our Lord in his ministry as prophet. La fel cum a fost cu Domnul nostru în slujba lui de proroc. We must always understand. Noi trebuie să înțelegem întotdeauna. There will never be more than one God. Că nu va fi niciodată și nu există mai mult de un Dumnezeu. Amen. I'm just now writing a manuscript giving the challenge about the Trinity. Scriu acum un manuscris în care fac o provocare împotriva Trinității. And you know what the heathen teachers, so-called church fathers, say. Și știți ce au spus niște părinții bisericii care de fapt sunt niște păgâni? That one God gave birth to another God and he was the Son. Că un Dumnezeu a dat naștere altui Dumnezeu care era Fiul. And then the two brought forth another that was the third person. Și că apoi împreună au dat naștere unui al treilea, care e a treia persoană. And then they have three almighty, three eternal, three who know all things. Și în felul acesta avem trei atotputernici, trei prea înalți, trei din toate. And then they say these three are one. Și apoi în final ei spun acești trei sunt una. But one eternal is enough. Dar unul veșnic este de ajuns. One almighty is enough. Un atotputernic este de ajuns. I don't think the one needs more than one. Eu cred că unul nu are nevoie mai mult de altul. Nu are nevoie de altul. The Bible always says. Și Biblia spune întotdeauna. He could not swear by someone else, he swore always by himself. Pentru că nu putea jura pe altul, a jurat pe sine însuși. When he spoke to Abraham, he said, I swear by myself. Când a vorbit cu Abraham, a spus, eu jur pe mine însumi. In the prophet Hosea, I swear by myself. În Hosea, a spus, eu jur pe mine însumi. Even right to the New Testament in the Hebrews. Chiar și în Evrei, în Noul Testament. God said, I swear by myself. Este scris că Domnul a jurat pe tine. Not by somebody left or right. Nu pe unul de la stânga sau de la dreapta. But he was the only one and is the only one. El a fost și rămâne unul singur. But here is the mystery. Dar aici este taina. Which I cannot explain. Pe care eu nu o pot explica. Nobody can explain. No, nimeni nu o poate explica. But God has a purpose. Dar Dumnezeu a avut un scop. His eternal purpose was, scopul lui veșnic a fost, that his sons and daughters are with him throughout eternity. Ca fiii și fiicele lui să fie cu el în veșnicie. When he created Adam, când el l-a creat pe Adam, when he brought Eve to Adam, când a adus-o pe Eva la Adam, that they should multiply and replenish the earth, ca ei să se mulțească și să umple pământul, then he didn't want the Satan to interfere. El a permis ca Satan să intervină. But you know what happened in the Garden of Eden. Dar știți ce s-a întâmplat în Grădina Eden? This was something that Brother Branham was made known. It was known to Brother Branham. Acest lucru a fost făcut fratelui Branham, cunoscut fratelui Branham. Which I have to admit, I would not know all the things I know today. Și eu trebuie să recunosc că nu aș fi știut aceste lucruri astăzi, dacă nu ne-a fost făcut de cunoscut de lui. But it was through the ministry of Brother Branham. Dar acest lucru a fost făcut cunoscut prin slujba fratelui Branham. The mysteries of the word of God were revealed to him. Tainele cuvântului lui Dumnezeu au fost făcute cunoscut lui. But then I searched also the scriptures. Eu apoi am cercetat scripturile and I found these things confirmed in God's word. Și am găsit aceste lucruri confirmate în cuvântul lui Dumnezeu. I would only preach what I can preach from the written word of God. Eu pot predica numai ceea ce este scris în cuvântul scris al lui Dumnezeu. But coming to this one point. Revenind la acest punct. We all know the fall happened in the garden. Noi știm căderea s-a petrecut în grădina Eden. And the Lord said, "You must leave this place." Și Domnul a zis prime perit, tu trebuie să părăsești acest loc. Don't take from the tree of life and live eternally separated in sin. Nu poți să iei din pomul vieții și să trăiești veșnic păcătos, separat de Dumnezeu. But move out from here. Ci îndepărtează-te. And that was, for the moment, the end. Și acesta a fost un sfârșit, practic. But what about eternity? Dar ce se întâmplă acum cu veșnicia? What about God's purpose and plan? Cum se mai realizează planul lui Dumnezeu? Here we have the first Adam.
l-am avut pe primul Adam. Who was like a small god put over the whole earth. Adam a fost ca un mic Dumnezeu, stăpân peste întreg pământul. To rule over the earth. Să domnească peste pământ. But now Satan had rule over him. Dar acum Satana domnea peste Adam. Because Eve came under the influence of Satan. Pentru că Eva a intrat sub influența Satanei. And Adam came under her influence. Și Adam a intrat sub influența Evei. I don't want to go into details. Nu vreau să intru în detalii. But the fall was perfect. Dar căderea a fost desăvârșită. But God could not leave it like this forever. Dar Dumnezeu nu o putea lăsa așa la infinit. Right in Genesis 3 verse 15. Chiar în Geneza 3:15. He gave the promise. El a dat o făgăduință. That he would send a seed which will bruise the serpent's head. Că el va trimite o sămânță care va zdrobi capul șarpelui. Amin. And he said, I will put enmity between your seed, the serpent's seed. Eu voi pune vrăjmăcie între tine, adică între sămânța șarpelui. Seed is always someone, you know, living on, like the seed of David. Sămânța arată spre o generație din planul alta, spre o posterity. De ceva care merge în continuare. Always posterity, is the word seed is posterity. Sămânță, chiar sămânță, cuvântul sămânță vorbește despre ceea ce urmează. Like the seed of Abraham are the ones who came from Abraham. Așa cum sămânța lui Abraham sunt cei care au ieșit din Abraham. And the seed of David are the ones who came from the Și sămânța lui David sunt cei care au ieșit din David. So here is the mystery. Aici este taina. Right in the Garden of Eden. Chiar în grădina Eden. Where Satan had placed his seed. Unde Satan și-a pus sămânța. And the fall had happened in the body of flesh and blood. Și căderea s-a petrecut într-un trup de carne și sânge. God had to create himself a body. Dumnezeu a trebuit să-și creeze un trup. That was Jesus Christ. Care a fost Iisus Hristos. As the Bible says. Cum spune Biblia. A body thou hast prepared for me. Psalmul 2:7, tu mi-ai pregătit un trup. So, in the same body of flesh, în același trup de carne, where the fall happens, în care s-a petrecut căderea, redemption had to take place in the same body of flesh. Răscumpărarea a trebuit să aibă loc în același trup de carne. And Cain was a result of the first fall. Cain a fost primul rezultat al căderii. He came by begetting. El a venit prin naștere. Jesus Christ was the only begotten Son. Iisus Hristos este singurul fiu născut al lui Dumnezeu. The Holy Spirit overshadowed Mary. Duhul Sfânt a umplit-o pe Maria. And the Bible says that which is born of you is of the Holy Spirit. Și Biblia spune că cel care se va naște din tine este de la Duhul Sfânt. In the flesh he was a man. În trup, după trup el era om. He slept and wept. A dormit și a plâns. He was tired, he wept. A suspinat și a dormit. In the natural he was like a human being is. În domeniul natural a fost o ființă umană. But in the spirit. Dar în Duhul. He was the Lord of glory. Era Domnul Slavei. The same who walked in the Garden of Eden. Același care umbla în grădina Eden. The same who spoke to Abraham. Același care a vorbit cu Abraham. The same who spoke to Moses. Același care a vorbit cu Moise. Who said, I am the I am. Care i-a spus, eu sunt cel ce sunt. But now he was revealed as son. Dar acum el a fost descoperit ca un fiu. For one great purpose. Pentru un singur mare scop. That we through the Son of God are placed back as sons and daughters of God for all eternity. Ca noi prin fiul să fim așezați ca fii și fiice ale Dumnezeu în toată veșnicie. God didn't give us things that we should discuss about. Dumnezeu ne-a dat lucruri ca noi să ne certăm despre ele. He has a plan. He included us into his plan. El are un plan și ne-a inclus pe noi în acest plan. Like if I hear when they study theology, mă aud când de cei care studiază teologia, I spoke to one Jesuit. Am vorbit odată cu un jezuit. That's already some years ago. Cu niște ani în urmă. He came from Holland. Venea din Olanda. And he told me how they study theology. Și el mi-a spus cum studiază ei teologia. They said most of the time we studied the relationship between the Father and the Son.
spune, cel mai mult timp noi studiem legătura dintre Tatăl și Fiul. And between the Father and the Holy Ghost. Și apoi legătura dintre Tatăl și Duhul Sfânt. And between the Holy Ghost and the Father. Și apoi dintre Duhul Sfânt și Tatăl. And between the Holy Ghost and the Son. Și apoi dintre Duhul Sfânt și Fiul. Always going like this, like this. Tot mereu mergând așa. I said, dear sir. Și eu i-am spus, dragă domnule. For what purpose was this study you're talking about? Cu ce scop faceți acest studiu de care îmi spui? Did God establish a relation within Himself like this? A stabilit Dumnezeu o relație în tine însuși așa? Or did God establish a relationship through the Son with us in Himself? Dar Dumnezeu, sau Dumnezeu a stabilit o relație în Fiul și cu noi, pentru noi înșine. I don't know, but I'm angry in the Spirit. Eu nu știu ce, dar pe mine mă supără în Duhul această problemă. Because the whole Christian world is deceived. Pentru că întreaga lume creștină este înșelată. We have adopted the teachings which do not come from God. Ei au adoptat învățături care nu vin de la Dumnezeu. And in every denomination they have the same teachings. Și în fiecare denominațiune au aceleași învățături. They don't go back to what the Bible says. Ei nu se întorc la ceea ce spune Biblia. Not what the prophets or the apostles said. Nu la ceea ce spun prorocii și apostolii. They go back what some church fathers said. Ci se întorc la ceea ce spun un anumit părinte ai bisericii. That does not interest me at all. Asta nu mă interesează pe mine deloc. What Athanasius, Irenaeus, and what all these? It's of my interest. Nu mă interesează ce spune Athanasius sau Ireneus sau oricare din ei. I wish to know what God said. Eu vreau să știu ce a spus Dumnezeu. I want to know what the prophets said. Eu vreau să știu ce au spus prorocii. Who spoke in His name? Care au vorbit în numele lui Dumnezeu. I want to know what the apostles said. Eu vreau să știu ce au spus apostolii. They were placed by God Almighty. Ei au fost așezați de Dumnezeu. Not these heathen church fathers. Nu acei părinți păgâni ai bisericii. Who had all the theology, the heathen theology in their heads. Care aveau mintea plină de teologie păgână. I want the true testimony of God. Eu vreau adevărata mărturie a lui Dumnezeu. Hear Israel, I'm the Lord, I'm one. Ascultă Israele, Amin. Domnul este unul singur. Amin. Only one God. Un singur Dumnezeu. But these heathen church fathers, dar acești părinți ai bisericii, acești păgâni părinți ai bisericii, did not know the Old Testament. Nu cunoșteau Vechiul Testament. They did not know the New Testament. Nu cunoșteau Noul Testament. They did not know God. Nu cunoșteau pe Dumnezeu. They did not recognize His revelation in Jesus Christ. Nu recunoșteau descoperirea Lui în Iisus Hristos. They were just giving their thoughts about the whole matter. Și ei își exprimau doar gândurile lor asupra problemei. And I'm really grieved in my spirit. Și eu sunt întristat în Duhul meu. To see that the whole Christian world and the rest of the earth. Când văd că întreaga lume creștină și restul lumii, they're all deceived. Sunt înșelați. They're all led astray. Și sunt duși în rătăcire. And by the grace of God, I believe. Dar prin harul lui Dumnezeu, eu cred. That before the return of Jesus Christ. Că înaintea revenirii lui Iisus Hristos. The original word of God, what we call the message of the hour, must be preached to all nations. Înaintea venirii lui, mesajul lui Dumnezeu, care este adevăratul mesaj al lui Dumnezeu, care este numit mesajul acestei ore, va fi predicat în toată lumea. I'll give you one example. Vă dau un exemplu. We have different religions. Există diferite religii. We have the Jews. Ei avem pe evrei. Which is the oldest religion. Ei au cea mai veche religie. But Paul says not all who are Israel are real Israel. Dar Pavel spune nu toți care se coboară din Israel sunt Israel. But those who believe the promise. Ci cei care cred păgăduința. They are the right ones. Ei sunt cei adevărați. But the Jews can never accept a Trinity. Un evreu și evreii nu vor accepta niciodată Trinitatea. They will die before they accept the Trinity. Ei vor muri decât să accepte Trinitatea primă. Millions died but did not accept the Trinity or the Triune teaching. Milioane au murit neacceptând Trinitatea sau botezul Trinitar. Because God said, I am the Lord, your God, I want. Pentru că ei știau că Dumnezeu a spus, Amin. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, singurul Dumnezeu. Amin. And the Hebrew word there is even more emphasized, like a unique one, just no more, just one.
Cuvântul evreiesc pentru aceasta este foarte clar, care arată că nu poate să existe mai mult de unul. How could they accept a Roman teaching about three? Cum ar putea ei să accepte o învățătură romană despre trei? But also the whole Muslim world. De asemenea, întreaga lume musulmană. I think there are 48 nations on earth. După câte știu, sunt 48 de națiuni pe where the Islam is the state religion. În care Islamul este religie de stat. And I met one man in India. Și am întâlnit în India un om. Also some years ago. Acum câteva ani. He came from the city of Lahore originally from Pakistan. Venea din Lahore, din Pakistan. And he immigrated to America. Și a emigrat în America. And there he married one of his Pakistani girlfriends. În care s-a, și acolo s-a căsătorit cu o femeie din Pakistan, pakistaneză. And after 6 years of living in America. Și după 6 ani de viață în America. In the meantime, they had heard the gospel and they became Christians. Între timp, ei au auzit Evanghelia și au devenit creștini. I don't know exactly what type of Christian. I talked to him, but I don't remember. Nu știu ce fel de creștinist, nu mi-aduc aminte. Am discutat cu ei, dar nu mi-aduc aminte. So the father-in-law has always written, my son-in-law, bring my daughter and I wish to see your children. Socrul său tot timpul îi scria, tinerele meu, adu-mi fata și copilul să-mi văd și eu copilul. Every grandfather wishes to see the children of their children. Fiecare bunic vrea să vadă copiii copiilor. So after years and years of begging and waiting, după ani și ani de rugăminți și așteptări, he finally decided with his wife and the two children to go and visit the relatives in Lahore in Pakistan. El împreună cu soția și cei doi copii s-au hotărât să meargă în Lahore în Pakistan. And then just as soon as he came into the house, de îndată ce au intrat în casă, he said, did you change your religion? A fost întrebat, te-ai schimbat religia? Well, he tried to be evasive in his answers. El a încercat să ocolească problema. But finally he had to say yes. Dar la sfârșit a trebuit să spună da. I believe in Jesus Christ. Eu cred în Iisus Hristos. And then he stood before him. Atunci a stat în fața lui Tocu. And said, do you believe that our God, the Holy God, had a son in heaven? Tocu l-a întrebat, crezi tu că Dumnezeul nostru cel Sfânt are un fiu în ceruri? Do you believe that? Crezi tu asta? That our Holy God had a son in heaven? Că Dumnezeul nostru cel Sfânt are un fiu în ceruri? Because he believed the Trinity? Pentru că el credea Trinitatea? He had to say yes. Omul a spus da. So the father-in-law beat him very much. Atunci socrul l-a bătut rău de tot. He took his passport. I-a luat pașaportul. He had an American passport. Avea un pașaport american. He tore one page after the other. Și a rupt filă cu filă. And the man had to come from Pakistan to India. Și atunci omul a trebuit să plece din Pakistan în India. He had no passport. N-avea pașaport. So I helped him financially. L-am ajutat financiar, so that he can get a new passport, ca să obțină un nou pașaport. But I only relate this because of the experience. V-am relatat aceasta numai datorită experienței. That a father-in-law is asking his son-in-law, că un socru și-a întrebat ginerele, do you believe that our God, the Holy God, had a son in heaven? Crezi tu că Dumnezeul nostru cel Sfânt și-a născut un fiu și l-are în ceruri? See, if the Bible says, dacă Biblia spune, that the gospel of the kingdom must be preached to all nations, că Evanghelia împărăției trebuie predicată tuturor națiunilor, then we must include all the Muslim countries as well. Atunci noi trebuie să includem în aceasta toate țările musulmane. And there we cannot speak about the Trinity. Și acolo nu se poate vorbi de Trinitate. We can only speak about one God. Putem vorbi doar de un singur Dumnezeu. And therefore God has sent William Branham. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe William Branham, who was a true prophet in our generation. Care a fost un adevărat proroc din generația noastră. Who had the true revelation of Jesus Christ. Care a avut adevărata descoperire a lui Iisus Hristos. That our Lord was not somebody else. Că Domnul nostru nu era altcineva. Who existed in heaven before. Care a existat în ceruri înainte. As a son of God. Ca fiu al lui Dumnezeu. A son becoming a son. Un fiu care să devină fiu? No.
Nu. The Bible says, Biblia spune, in Isaiah chapter 9 verse 5 and 6, în Isaia 9, 5 și 7, a son will be born unto us, a child will be given. Un fiu ni s-a născut, un copil ni s-a dat. The son was not born in heaven, the son was born in Bethlehem. Copilul nu s-a născut în cer, s-a născut la Bethlehem. And now, finally, I must bring this subject to the climax. Și acum eu trebuie să aduc acest subiect la vârf în timpul acesta. I must take the word of God like a hammer. Eu trebuie să iau cuvântul lui Dumnezeu ca un ciocan. And let the hammer come down in full swing. Și să ciocanul să lovească cu putere. And destroy everything that is not from God. Și să distrugă tot ceea ce nu este de la Dumnezeu. It is necessary before the end comes. Este necesar înainte de a veni sfârșitul. That the true God and the plan of God will be presented to the people. Ca Dumnezeu și adevăratul plan de mântuire a lui Dumnezeu să fie prezentat oamenilor. And to encourage you, some may say, well, Brother Branham is no more here. Și să vă încurajez, poate unii gândesc că dacă fratele Branham nu mai e aici. I was also discouraged when he was taken. Și eu am fost descurajat când el a fost luat la Domnul. There was no day in my life as that one day. Nu a fost o zi așa de tristă pentru mine cum a fost acea zi. I wept until I could not weep anymore. Am plâns până când n-am mai avut lacrimi. When I saw Brother Branham in death. Când l-am văzut îngropat. I knew him alive from the bed, from the table, from the car we were together in. Îl cunoșteam viu, am stat lângă el, lângă amvon, am mers în aceeași mașină. But I also saw him in the coffin. Dar l-am văzut de asemenea și în coșul. And you can imagine what that did to me. Și aș vrea să înțelegeți ce a însemnat pentru mine. It was like a whole world had just collapsed. Era ca și cum întreaga lume s-a prăbușit. I said, Lord, I don't understand. Și am spus, Doamne, eu nu înțeleg acest lucru. But once in a while I listened to the testimonies of Brother Branham. Dar odată, câteodată ascultam mărturia fratelui Branham. And not long ago I listened to one of his sermons. Și nu de mult am auzit una din predicile lui. He preached in Puerto Rico in 1959. A predicat în Puerto Rico în 1959. And I wrote the text down in the German, in the English language. Și eu am notat textul în limba engleză. There Brother Branham refers to his commission. Unde, în care fratele Branham se referea la trimiterea lui. When he was told that John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ. Când i s-a spus, așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis la prima, înaintea primei venire a lui Hristos. You are sent with a message. Tu ești trimis cu un mesaj. Which will forerun the second coming of Christ. Care va premerge a doua venire a lui Hristos. And in that testimony he said. Și în acea mărturie el spune. Not you as a person. Nu tu ca persoană. But the message given to you. Ci mesajul dat ție. Will forerun the second coming of Christ. Va premerge a doua venire a lui Hristos. So God takes his servants and prophets. Dumnezeu și a slujitorii și prorocii, but the word he reveals through them remains with us. Dar cuvântul descoperit prin ei rămâne cu noi. And we have a responsibility that nobody else will ever understand. Și noi avem o responsabilitate pe care nimeni nu o poate înțelege. Because it's God's word. Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. It's a church of the living God. Este biserica Dumnezeului celui viu. It's a plan of God which now comes to the conclusion. Este planul lui Dumnezeu care acum ajunge la încheiere. With the church of the New Testament. Cu biserica nou testamentală. And also soon with Israel. Și de asemenea în curând cu Israelul. I believe you are acquainted with all the things which have been published and God has done. Cred că știți și cunoașteți broșurile care s-au citit, broșurile care s-au publicat. There is no need for me to go into many details. Nu este necesar să intru în detalii. But I wish to say, dar aș vrea să spun, we are a privileged generation. Că noi suntem o generație privilegiată. When Moses spoke to God and said, când Moise a vorbit cu Dumnezeu și a spus, if I have found grace in your sight, dacă am căpătat trecere înaintea ta, let me know your way. Arată-mi căile tale. Then something special happened. Atunci s-a întâmplat ceva deosebit. You can read it in Exodus.
o puteți citi în Exod 32 și 33. The Lord spoke with Moses face to face. Domnul a vorbit cu Moise față în față. In fact, when Moses returned from the mountain, de fapt când Moise s-a coborât de pe munte, he had to put a cover over his face. El trebuia să-și acopere fața. Because the children of Israel could not look at him. Pentru că copiii lui Israel nici nu puteau să-i privească fața. The glory of God was just coming forth, shining forth. Slava lui Dumnezeu strălucea de pe fața lui. But then the Lord said, dar apoi Domnul a spus, I will pass with all my glory just before you. Slava mea va trece prin fața ta. And then the Bible says, și Biblia spune, there is a rock. Acolo este o stâncă. Stand there in that rock, on that rock. Stai acolo în acea stâncă. You know what the Bible says? Știi ce spune Biblia? And the Lord took Moses and placed him into the rock. Domnul a luat pe Moise și l-a așezat în stâncă. It's very important. Este foarte important. The gospel begins with Moses. Evanghelia începe cu Moise. Not just yesterday. Nu de ieri. And of Moses we read in the Hebrews, despre Moise citim în Evrei, that he looked upon the reproach of Christ to be more worth than all the treasures of Egypt. El a privit ca la reproșul lui Hristos mai mult decât la toate comorile Egiptului. Moses was that prophet. Moise a fost acel proroc who said, a prophet like unto me God will raise from your brethren. Un Dumnezeu vă va ridica un proroc ca mine din mijlocul fraților tăi. Listen to Exodus chapter 33. You can read from wherever you wish to start, from verse 12. But I'm going to read only from verse 20. Se poate citi de la 12, dar voi citi numai versetul 20. Would you please read from verse 20 right to the end? Okay. Yes, please. Domnul a zis, fața nu mi-o vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. This is a wonderful picture. Este un tablou minunat. When our Lord spoke with Peter, când Domnul nostru a vorbit cu Petru, and also to the rest of the disciples, și de asemenea cu restul ucenicilor, his question was, what do the people say who I am? Întrebarea lui a fost, cine spun oamenii că sunt eu? Many different answers. Și au fost diferite răspunsuri. Then our Lord turned to the disciples. Dar apoi Domnul nostru s-a întors către ucenici. Said, what do you say? Ce spuneți voi? And Peter was the spokesman for the group. Și Petru era vorbitorul, cel care vorbea în acest grup. He said, thou art the Christ. Tu, el a spus, tu ești Hristosul. The Son of the living God. Fiul Dumnezeului celui prea înalt. That was the right answer. A fost un răspuns corect. And what did the Lord say? Și ce a spus Domnul? Flesh and blood has not revealed this to you. Nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru. But my Father who is in heaven. Ci Tatăl meu care este în ceruri. And upon this rock I will build my church. Și pe această stâncă voi zidi biserica mea. The same rock Moses had already seen. Este aceea stâncă pe care o văzuse deja Moise. The same rock Moses had smit with a rock. With the rock. Este aceeași stâncă pe care a lovit-o Moise. And the water came forth. Și apa a curs. In 2 Corinthians chapter, in 1 Corinthians chapter 10. În 1 Corinteni capitolul 10, Paul says the rock which was with the children of Israel in the wilderness. Stânca care era cu copiii lui Israel în pustie. Was Jesus Christ. Era Isus Hristos. Already through all the Old Testament. Deja prin tot Vechiul Testament. You see in many symbols and comparisons. Îl putem vedea în diferite simbole și comparații. Like Abraham putting the wood for the altar upon Isaac. Așa cum Abraham a pus pe Isaac lemnele când a urcat spre altar. Only from that day on, numai din acea zi, you read the terminology my father and my son. Găsim terminologia fiul meu și tatăl meu.
Not before. Nu înainte. Just from that moment. Doar din acel moment. When he was to be sacrificed. Atunci când el trebuia jertfit. If you read the Holy Scriptures with divine revelation, dacă citești Scriptura prin descoperire divină, you see many things. Vezi multe lucruri. You have not seen before. Pe care nu l-ai văzut până acum. In Jesus Christ, the Son of God. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. He carried the cross he was nailed to. El a purtat în spate crucea pe care a fost răstignit. You have many such comparisons through all the Old Testament. Avem foarte multe comparații de-a lungul Vechiului Testament. Showing what would happen when redemption takes place. Arătând ceea ce se va întâmpla când va avea loc răscumpărarea. Even today the Jews don't know who the Messiah would be. Până în acest moment evreii nu știu cine trebuia să fie Mesia. I have been to Israel 15 times. Am fost în Israel de 15 ori. And of course every time the subject of the Messiah is number one. Și întotdeauna discuțiile cu ei, subiectul Mesia este... Until today, I've not met a single person. Nu am întâlnit până acum nici măcar o persoană who would know what the Messiah would be. Care să știe cine trebuie să fie Mesia. We all think he would be a special person. Toți cred că trebuie să fie o persoană deosebită. Just born like you and I. Născută la fel ca mine și ca tine. But with special influence. Dar cu o influență deosebită. God will be with him. Și Dumnezeu va fi cu el. My beloved. Dragii mei. Even the greatest person born in sin. Chiar și cea mai mare persoană născută în păcat. Cannot reign forever. Nu poate domnească pentru veșnicie. There had to come one born without sin. Trebuia să vină unul născut fără păcat. To pay the price for sin. Care să plătească prețul pentru păcat. And to redeem us. Ca să ne răscumpere. To conquer death. Ca să distrugă moartea. To give us eternal life. Să ne dea viața veșnică. The Bible says. Și Biblia spune. He that has a son. Cine are pe fiul. Has eternal life. Are viața veșnică. He that has not the son. Cine n-are pe fiul. Has not eternal life. Nu are viața veșnică. So by the grace of God, așa că prin harul lui Dumnezeu, we see how many different roles the Messiah, the Son, had to play. Noi vedem câte roluri trebuie să joace Mesia. He had to be the Lamb of God. El a trebuit să fie mielul lui Dumnezeu. He had to be the mediator between God and man. El a trebuit să fie mijlocitor între Dumnezeu și oameni. He had to be the high priest after the order of Melchizedek. Trebuia să fie mare preot după rânduiala lui Melchizedek. But Melchizedek had no father and no mother. Dar Melchizedek n-are mamă și nici tată. No beginning and no end. Nici început, nici sfârșit. In the Old Testament, he was not yet born into this world. Dar în Vechiul Testament, el nu era încă născut în această lume. Brothers and sisters, it's so great. Frații și surori, este atât de măreț. I just feel we are in the holiest of holies. Eu mă simt ca și cum am trăit în Sfânta Sfintelor. In the Spirit, we can look into heaven. Și prin Duhul noi putem privi în cer. We can see all the revelations of God. Putem vedea toate descoperirile lui Dumnezeu. There always only one God. Dar totdeauna un Dumnezeu. That's why the Bible says. De aceea Biblia spune. Son of God. Fiul lui Dumnezeu. Word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. Spirit of God. Duhul lui Dumnezeu. There's one point where everything comes from and goes back to. Este un singur punct în care toate pleacă și se întorc la el. Amen. Not two or three, one point. Nu două sau trei puncte, ci un singur punct. Amen. Amen. We know the difference between a manifestation. Noi știm diferența între o descoperire. Connected with the plan of salvation, legată de planul de mântuire, and the God of heaven who has set everything in order. Și Dumnezeul cerului care pune toate lucrurile la locul lor. So there was a time when there was no sun. A fost un timp în care nu a existat niciun fiu. Only when the Bible was fulfilled. Doar la împlinirea Scripturii. Lord, my son, today have I begotten thee. Care spune, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. That was the moment when the son was born. Acela a fost momentul în care s-a născut fiul. That God became our heavenly father. Când Dumnezeu a devenit Tatăl nostru ceresc. For one great purpose. Cu un singur mare scop. To include us as sons and daughters of God. Ca să ne includă pe noi ca fii și fiice lui Dumnezeu. I can show it to you. O pot arăta.
from the word of God. Din cuvântul lui Dumnezeu. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinteni 6. And remember the scripture from 2 Samuel 7:14. Și țineți minte și textul din 2 Samuel 14. There the Bible says, în care Biblia spune, you will be my son and I will be your father. In a singular. Unde spune Dumnezeu spune despre despre Solomon. El îmi va fi tată și eu îi voi fi. El, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Yeah, you also find it in Hebrews chapter 1. De asemenea în Evrei capitolul 1. It shows you the reference to the Old Testament. Care arată legătura în Vechiul Testament. In Hebrews chapter 1 verse 5. În Evrei 1 cu 5. To whom of angels have God ever said, și my son art thou today, have I begotten thee? Pe căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Or I would be father to him and he would be son unto me. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Please take this into your heart. Vă rog, luați acest cuvânt în inima voastră. Amen. The Old Testament is in the singular. Vechiul Testament este la singular. I would be father to you. Eu îi voi fi tată. You will be son to me. Și tu îmi vei fi fiu. That's not the end. Dar nu acesta este sfârșitul. That is the beginning. Acesta este începutul. I'll show you the final purpose. Eu vă arăt acum felul final al lui Dumnezeu. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinteni 6. It says here in the what in the last verse? În verse 18. Versetul 18. I will be father unto you. Eu vă voi fi tată. And ye shall be sons and daughters unto me. Și voi îmi veți fi și fiice. Says the Lord, the Almighty. Zice Domnul cel Atotputernic. In the Son we were made sons and daughters of God. În Fiul noi am fost făcuți fii și fiicele lui Dumnezeu. Chosen from before the foundation of the world. Aleși înainte de întemeierea lumii. Ephesians chapter 1, 3-5. Efeseni 1, 3-4. God has a great purpose. Dumnezeu a avut un mare plan. And his plan is to have sons and daughters with him eternally. Și planul lui a fost să aibă și fii și fiice cu el în veșnicie. As I have always and many times said. Și cum am spus-o de multe ori. We need eternal life to live eternally. Noi avem nevoie de viața veșnică ca să trăim veșnic. There's only one who has eternal life. Este unul singur care are viața veșnică. God alone. Și acesta este numai Dumnezeu singur. But God came down in Christ personally. Dar Dumnezeu a venit el însuși în Hristos. Jesus could say, the gifts in me have seen the Father. Iisus a putut spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Amen. And then in him we have eternal life. Și astfel în el noi avem viața veșnică. In the Son we were adopted as sons and daughters. În Hristos noi am fost înfiați ca fii și fiice. So just as he was born by the Spirit. Și așa cum el a fost născut prin Duhul. We are born again by the same Holy Spirit. Noi suntem născuți din nou prin același Duh Sfânt. He was the Son of God. We are sons and daughters. El a fost fiul lui Dumnezeu. Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. He was the priest and the king. El a fost preotul și împăratul. And we are kings and priests unto God. Noi suntem preot și vom domni împărat, vom domni împreună cu Hristos. Everything we were to become, he had to be first. Tot ceea ce noi vom deveni, el a fost mai întâi. And through him we became all that we are going to be throughout eternity. Și prin el noi vom fi ceea ce vom fi în toată veșnicia. To me, the gospel of Jesus Christ is not a philosophy. Pentru mine, Evanghelia lui Iisus Hristos nu este o filozofie. Amen. It's God's revelation in Christ. Amen. Este descoperirea lui Dumnezeu în Hristos. Amen. Reconciling the world with himself. Împăcând lumea cu sine. Amen. And as I already said many times. Și cum am spus-o de multe ori. You can only meet God as a human being where God made humanity. Tu ca om îl poți întâlni pe Dumnezeu acolo unde Dumnezeu a întâlnit omenirea. That was in Jesus Christ. Și aceasta a fost în Iisus Hristos. There was no other ever in the universe or on earth. Nicăieri în univers sau pe pământ. Who could say, you have seen me, you have seen the Father. Nimeni n-a putut spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Only Jesus Christ, our Lord. Și numai Iisus Hristos, Domnul nostru. In the New Testament, we see him besides God. În Noul Testament, noi îl vedem lângă Dumnezeu. As Lamb of God, ca miel al lui Dumnezeu, as Son of Man,
ca fiul omului. You can read in many places in the New Testament. Se poate citi în multe locuri din Noul Testament. But Paul looked to the end of the time. Dar Pavel privește spre sfârșitul timpului. In 1 Corinthians 15. În 1 Corinteni 15. There he looks right when the things are finalized. El privește la în momentul când lucrurile se încheie. When Christ will reign as king. Când Hristos va domni ca împărat. And all enemies are laid to be his footstool. Și toți vrăjmașii lui vor fi făcuți așternut picioarelor sale. Then the Son will submit to the Father. Și când Fiul se va supune Tatălui. And then God will be all in all. Și Dumnezeu va fi totul și în tot. Verse 28. Versetul 28. As it was in eternity. Așa cum a fost în veșnicie. So it will be again in eternity. Va fi din nou în veșnicie. Do you understand? For his revelations. Cum a fost înainte de descoperirea lui. It will be after his revelations. Așa va fi după descoperirea lui. But God will have accomplished his purpose. Dar Dumnezeu va avea atunci împlinit planul său. And let me finish with these two verses. Și aș vrea să închei cu aceste două versete. John 17, verse 3. Ioan 17, 3. That they may know you, the only true God. Ca tot să știe că tu singurul Dumnezeu adevărat. And the one you sent. Ca tot să cunoască pe, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe cel pe care l-ai trimis tu. Therein is eternal. Can you read? Aceasta este viața veșnică. Maybe it's important just to read it precisely. Să citim John 17 verse 3, please. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Take this verse to 1 John chapter 5. Să mergem în, cu acest verset în 1 Ioan 5, 2, 1 Ioan 5. Because they belong together. Pentru că ele vin împreună. 1 John 5, verse 20. 1 Ioan 5 cu 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Amen. 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 That's God's word. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. And we don't need anybody to say something else. Și noi nu avem nevoie de cineva să spună altceva. If you are the seed of God. Dacă tu ești o sămânță a lui Dumnezeu. You will be connected to the word of God. Vei fi legat de cuvântul lui Dumnezeu. Everything else will be like something strange. Orice altceva ți se va părea străin. You cannot place it within a framework. Nu încape în lucrare, nu încape. Only comes from God. Numai ceea ce vine de la Dumnezeu. It connects us with Him. Ne leagă de El. Amen. And therefore we are so grateful. De aceea noi suntem atât de recunoscători. That we may live in this generation. Că putem trăi în această generație. And not only look back and say, well, God had some prophets and God had the apostles. Și că nu ne putem uita doar înapoi să spunem, oh, Dumnezeu a avut proroci și apostoli. Greater is this day than all the other days were. Amen. Mai mare decât toate zilele este această zi în care noi trăim. Amen. Never was the word of God revealed like in our day and time. Niciodată cuvântul lui Dumnezeu nu a fost descoperit așa cum este în generația noastră. And I say again, God used Brother Branham. Și o spun din nou, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham. I will never forget his testimony. Eu nu voi uita niciodată mărturia lui. He just loved nature. El iubea natura. And he went into the woods, into the mountains. El mergea în pădure, în munți. And all of a sudden something happened. Și deodată când mergea acolo s-a întâmplat ceva. Three rainbows were just coming before him, moving into the sky. Trei curcubee au început să se ridice în cer, spre cer. And he took off his head. El și-a ridicat pălăria. He stood in awe, not knowing what would happen. A stat în mirat, neștiind ce se întâmplă. And these three rainbows just merged into one large rainbow. Și aceste trei curcubee au intrat unul în altul, formând un singur curcubeu. And the voice came from it. Și o voce a venit din ele.
Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Amen. Jehovah al Vechiului Testament este Iisus. Amen. And Brother Branham just raised his hand. Și fratele Branham doar și-a ridicat mâinile. Said, that's what I believe. Și a spus, asta cred eu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. Brother Branham was a man also with two feet on earth. Fratele Branham a fost de asemenea un om cu ambele picioare pe pământ. He was driving the car like my driver today. El conducea mașina pe stradă. He was a man like everybody else. Era un om ca oricare altul. Like the prophets were. Așa cum au fost și prorocii. But in the spirit. Dar în Duhul. Was a man of God. Era un bărbat al lui Dumnezeu. Nobody had ever such a ministry. Nimeni nu a avut vreodată o asemenea slujbă. He was a seer. El a fost un văzător. Things shown to him, he spoke and they happened. Lucrurile care îi erau arătate, le spunea și se întâmplau. But as I said earlier, you are acquainted with all these things. Dar așa cum am spus, voi cunoașteți aceste lucruri. I just came to renew fellowship with you and the brethren. Eu doar am venit ca să reînnoiesc părtășia cu voi, fratele. I travel from country to country. Eu călătoresc dintr-o țară într-alta. And from continent to continent. Și din continent de pe un continent pe altul. To acquaint this generation with the message of the hour. Să fac cunoscut acestei generații mesajul acestei ore. In this way, I have an assurance that nobody can take from me. În felul acesta eu am o asigurare pe care nimeni nu mi-o poate lua. I can say as John said. Eu pot spune cum a spus Ioan. What my eyes have seen. Ce au văzut ochii mei. What my ears have heard. Ce urechile mele au auzit. From the word of life. Ceea ce privește cuvântul vieții. What our hands have handled. Ce pipăi cu mâinile noastre. That we preach and teach unto you the children. Aceea predicăm și vă învățăm și pe voi. I've also had some experiences with the Lord. Am avut de asemenea unele experiențe cu Domnul. But perhaps they're only important for me, not so important for you. Dar ele sunt importante pentru mine, mai importante pentru mine decât pentru voi. You must have your own experiences. Voi trebuie să aveți experiența voastră. Amin. Yes, the experiences of someone else don't help you too much. Experiența unuia nu ajută prea mult altuia. But God is the living God. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Amin. And Jesus said, the world will see me no more. Și Iisus a spus, lumea nu mă va mai vedea. But you will see me. Dar voi mă veți vedea. Eu voi fi cu voi până la sfârșitul pământului. Și noi am experimentat-o. We can testify about it. Noi putem mărturisi despre ea. That Jesus Christ is alive. Că Iisus Hristos trăiește. I heard his audible voice. Eu am auzit vocea lui. I think exactly 9 times. Exact de 9 ori. And I heard the voice of God one time. Și am auzit vocea lui Dumnezeu odată. But what we are looking forward to is what God is going to do in the near future. Dar noi privim spre lucrurile pe care Dumnezeu le va face în curând. It's good what you experience, what I experienced. Este bine ceea ce am experimentat eu, ceea ce ați experimentat voi. But we're looking forward for God to do himself in a new way. Dar noi așteptăm ca Dumnezeu să descopere într-un mod nou. I don't know the longing in your hearts. Și eu știu dorința din inimile voastre. But wherever I walk, it's whether it's on the airport or where it might be. Dar eu oriunde aș fi, fie pe aeroport, în orice loc. There's always the same cry. Întotdeauna am aceeași strigă. Lord, how long must we wait? O, Doamne, cât mai este de așteptat? Until you will manifest your power. Până când îți vei manifesta puterea ta. Until all the things are restored in reality. Până când toate lucrurile vor fi restituite și vor deveni realitate. We shall see with our own eyes. Când noi vom vedea cu proprii noștri ochi. The promised word become a reality. Cuvântul făgăduit devenind realitate. Which we can hold in our hands. Pe care să-l ținem în mâinile noastre. I know it's coming. Eu știu că vine. God said so. Pentru că Dumnezeu a spus așa. Abraham waited for many years. Abraham a așteptat multe ani. We are waiting for years. Ne așteptăm de ani.
But it will come. Dar va veni. Amen. I can tell you this. Și eu vă pot spune asta. We don't need to wait as much as we are being waited. Noi nu trebuie să așteptăm atât cât am așteptat Domnul. The coming of the Lord is near. Venirea Domnului este aproape. Very near. E foarte aproape. Maybe one thing I need to say before I close. Înainte de încheiere, este un lucru care aș vrea să-l spun. There is one man who lives in Jerusalem. Este un om care trăiește în Ierusalim. His name is Ludwig Schneider. Este, se numește Ludwig Schneider. He is a journalist. Este jurnalist. But he's a brilliant mind. He's just outstanding. Dar el are o minte strălucitoare, deosebită. He knows history, and church history, and present history, just number one. E, cunoaște foarte bine istoria, istoria bisericii, e numărul unu. Well, he's a Jew, believes halfway in the Trinity, but anyway. Este evreu, crede pe jumătate în treime, dar oricum. But something he wrote in his last publication was very interesting. Dar ceea ce a scris el în ultima lui publicație, between the Jewish calendar and our calendar, între calendarul evreiesc și calendarul nostru, there were 240 years of difference. Este o diferență de 240 de ani. And for many years I was always asking, why is this and why is this? Și întotdeauna m-am întrebat de ce este acest lucru. And just recently the Jewish people found out, și de curând poporul evreu, evreii au aflat, that the 70 years of the captivity in Babylon were not counted into their calendar, că cei 70 de ani din de prizonierat în Babilon nu au fost socotiți în calendarul lor. And also a certain part of the time when they were in Egypt, the 430 years. Și de asemenea o parte din anii cât ei au fost în robia din Egipt, în acei 420 de ani. So according to the new discoveries, conform ultimelor descoperiri, they are precisely with their years in agreement with our time and calendar. Ei sunt în acest moment în același timp cu calendarul nostru. And he writes in this article, și el scrie în acest articol, that 1948 was the 69th jubilee, că în 1948 a fost al 69-lea jubileu. And he writes that in 1998 will be the 70th jubilee. Și în 1998 va fi al 70-lea jubileu. And the Jews are under great expectation. Și evreii sunt într-o mare așteptare. God will not look at our watch and not at our calendars. Dar Dumnezeu nu se uită la ceasul nostru sau la calendarul nostru. We also know that there is a 7-year period which we are behind in our calendars. Noi știm că sunt 7 ani în urmă în calendarul nostru. So we don't know the precise time. Nimeni nu știe ceasul. But one thing we do know. Dar un lucru știm cu exactitate. Bible prophecies being fulfilled before our very eyes. Prorocia biblică s-a împlinit sub ochii noștri. Now here in Central Europe. În Europa Centrală. With Israel. Cu Israelul. With America. Cu America. If you know the message of the hour. Dacă cunoașteți mesajul acestei ore. And if you know the prophet Daniel. Și dacă cunoașteți prorocul Daniel. And the revelation of Jesus Christ. Și descoperirea lui Iisus Hristos. I know these are spoken in symbols. Eu știu că acolo sunt lucruri vorbite în simboale. But we understand the symbols today. Dar noi astăzi cunoaștem simbolurile. It was not possible in the times past. Nu era posibil în timpurile trecute. When the time comes for Bible prophecy to be fulfilled, când vine timpul împlinirii unei prorocii biblice, divine understanding is granted unto us. Ne este dată înțelegerea divină. To understand the fulfillment of Scripture. Ca să înțelegem împlinirea Scripturii. And we just see what is taking place. Și noi înțelegem ceea ce se întâmplă. So I assure you with the open word of God. Eu vă asigur înaintea cuvântului deschis al lui Dumnezeu. The coming of the Lord Jesus Christ is very near. Venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Most of Bible prophecies are fulfilled. Cele mai multe din prorociile biblice s-au împlinit. Just a little bit left. Doar puțin a mai rămas. Which can happen overnight. Care se poate întâmpla peste noapte. Somehow near. Este ceva foarte aproape. We don't know how near. Noi nu știm cât de aproape. But we must be ready. Dar noi trebuie să fim gata. Amen. Amen.
în orice moment. Just agree with God and His word. Și să fim în acord cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. And have part in what God is doing right now. Și să avem parte și să din ceea ce face Dumnezeu astăzi. God bless you. Domnul să vă binecuvânteze. May He grant to you the desire of your heart. Fie ca Domnul să vă împlinească dorințele inimii voastre. May those who are maybe not yet saved. Ca cei care încă nu sunt încă mântuiți, să fie mântuiți. Those who don't understand the message of the hour, the revealed word of God. Fie ca cei care nu înțeleg cuvântul descoperit al acestui ceas. May God give you divine understanding. Fie ca Dumnezeu să le dea înțelegerea dumnezeiască. May the anointing of the Holy Spirit come upon you. Fie ca ungerea Duhului Sfânt să vină peste voi. That you will see what you never saw before. Ca să vedeți ceea ce n-ați văzut până înainte. Like the Bible says. Așa cum spune Biblia. All would be taught by God. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Not one brother teaching the other. Nu un frate care învață pe altul. But God teaches us by His word. Și Dumnezeu ne învață prin cuvântul și Duhul. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Să ne rugăm pentru că Dumnezeu v-a adus aici. And He brought you here for a purpose. Și Dumnezeu v-a adus aici cu un scop. You alone know if He spoke to your heart. Numai tu însuți știi că El te-a vorbit inimii tale. You know your own needs as I know my needs. Tu cunoști nevoile tale așa cum eu îmi cunosc nevoile mele. Together we shall pray and believe. Împreună ne vom ruga și crede. Că Dumnezeu ne va da lucrul pentru care ne rugăm. Because He promised it so. Pentru că El a făgăduit-o în acest fel. While every head is bowed. În timp ce fiecare cap este plecat. No one looking around. Nimeni nu se uită împrejur. If you have a prayer request, just raise your hand. Dacă aveți vreo rugăminte în inimă, ridicați mâna. Whatever it might be. Orice ar fi. Believing that God will give to you. Credeți că Dumnezeu vă va da. What you're asking for. Ceea ce cereți, Dumnezeu vă va da. Amin. Multe mâini se ridicate. I will also raise my hand. Și eu ridic mâna mea. We all just raise our hands. Și împreună te ridicăm mâinile. Our Heavenly Father. Tatăl nostru ceresc. Through Jesus Christ, our Lord, we approach the throne of grace. Prin Iisus Hristos, noi ne apropiem de tronul de har. We thank you for your presence. Lord, să mulțumim pentru prezența ta, Doamne. For your holy word, pentru cuvântul tău, which is not a dead letter, care nu este o literă moartă, but a living revealed word of God, ci este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Lord, you paid the price. Doamne, tu ai plătit prețul. You shed your blood. Tu te-ai vărsat sângele. You died as Son of God for all the sons and daughters of God. Tu ai murit ca Fiul lui Dumnezeu pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu. Through your death we have life. Prin moartea ta noi avem viața. Amen. Because you live, we can live also. Și pentru că tu trăiești și noi putem trăi. Lord, we have no words to express our thankfulness. O, Doamne, noi n-avem cuvinte ca să-ți mulțumim. We just pray for all those who have prayer requests. Noi ne rugăm pentru cei care au o cerință. You know, whatever it might be, Lord. Tu știi ceea ce cere fiecare. Hear our prayers. Ascultă rugăciunile noastre. Answer to their needs, Lord. Răspunde nevoilor lor. Whatever it might be. Oricare ar fi el. By the power of Almighty God. Prin puterea Dumnezeului Atotputernic. And the authority of the Holy Scriptures. Și prin autoritatea Sfintei Scripturi. And in the name of Jesus Christ. În numele lui Iisus Hristos. Believe and receive what you pray for. Crede și primiți lucrul care am primit. And thank God for it. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Slavă Lui Dumnezeu. May the blessings of Almighty God rest upon you. Fiecare cu binecuvântele Dumnezeu la tot putrin să se odihnească peste voi. Divine understanding and revelation be your portion. Să fie o să fie revărsată înțelegerea divină. May we all be prepared for that soon day to come.
fie ca toți să fim pregătiți pentru Dumnezeu. Amen. Great God in heaven. Mare Dumnezeu din ceruri. Slavă. Thank you for all our for your precious words. Slavă. The message of the hour. Pentru mesajul acestei ore. For having used human lips in our generation. Pentru că ai folosit buze omenești în această generație. To bring unto us the living words of Almighty God. Ca să ne aduci cuvintele vii ale Dumnezeu. Amin. Bless this congregation. Binecuvintează această adunare. Bless this city. Binecuvintează acest oraș. Amin. Binecuvintează această adunare. May the last call go forth. Fie ca această ultimă chemare să meargă înainte. Bless my interpreter. Binecuvintează traducătorul. Bless my Daniel. Binecuvintează frate Daniel. Amin. Binecuvintează pe toți frații. Amin. Are in the ministry. Care sunt în slujbă. Binecuvintează tot poporul tău. În numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Slavă ți. Amin. 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 Puteți să vă așezați. Doar vreți și Sfânt să vă mulțumim. I forgot to ask to say that Brother Maynard is also with us today. Aș vrea să vă spun că cu noi este și fratele Maynard. He lived in the east part of Germany until the change came. El trăiește în partea de est a Germaniei, dar de la când s-a făcut schimbarea. And God has blessed him also in many different ways. Dumnezeu l-a binecuvântat în multe feluri. He is a journalist and a brother in Christ. Este jurnalist și frate în Hristos. Fratele meu ar spune că omul lui este de așa. I know there's a wonderful atmosphere here. Este o atmosferă minunată aici. Amen. Orice se poate întâmpla. Amin. Orice se poate întâmpla. Yes. I know God. Eu știu că Dumnezeu va binecuvânta. Amin. Pray for me and I will pray for you. Rugați-vă pentru mine și amin. Amin. Pray for the work of God which is worldwide. Rugați-vă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Amin. You would never imagine how the work spreads all over the earth. Nici nu vă imaginați cum această lucrare se împrăștie în toată lumea. You only know what happens in your heart. Este o singură biserică a Dumnezeu. It's not a natural nation, it's the people of God. Nu este o seminție naturală, un popor natural, ci este un popor al lui Dumnezeu. Thank you for coming today. Vă mulțumesc că ați venit astăzi. Domnul. And God bless you. Și Domnul să vină Dumnezeu să fie cu voi. Thank you. Slavă Domnului.